se afirmă că este cea mai lungă limbă dintre toate populațiile supuse cercetărilor științifice. Publicația titra pe prima pagină: Adventiștii, o mână de aur pentru cercetarea științifică. Oare să se fi descoperit într-adevăr secretul longevității? Și în finalul 1968, guvernul american a cheltuit milioane de dolari din fondurile federale pentru a investiga în mod aprofundat cauzele așa numitului avantaj adventist. Ca urmare s-a descoperit nu un ciumănuchi de secrete care ajută la prevenirea bolilor și prelungirea vieții. Cu ea de așteptat, secretele au devenit rând pe rând un bun al tuturor americanilor și chiar al întregii lumi. Până la ora actuală s-au publicat peste 300 de articole științifice dedicate despre starea de sănătate și stilul de viață al acestei populații. Adventiștii de ziua șaptea sunt o grupare religioasă care împărtășește valorile creștine generale, dar se distinge prin câteva dogme particulare și printr-un stil de viață diferit. Ei nu fumează, se abțin de la consumul de alcool și exclud din alimentație carnea de porc. Mulți adventiști au un regim alimentar ovo-lacto-vegetarian. Toate aceste particularități ale stilului de viață adventist constituie un teren de studiu extrem de promițător pentru cercetarea științifică medicală în general și pentru nutriționiști în special. Majoritatea studiilor care au fost cuprinse zeci de mii de persoane au fost efectuate în cadrul Universității Loma Linda din California, o instituție prestigioasă cu recunoaștere internațională. Cele mai cunoscute cercetări sunt studiul moralității adventiștilor și studiul sănătății adventiștilor. Cercetările au fost extinse și asupra unor grupări de adventiști din alte zone ale globului și anume în Norvegia, Danemarca, Olanda, Polonia și Japonia. Filonul prețios de informații nu a fost epuizat nici până astăzi și cercetările continuă pe o scară și mai largă. Studiile făcute pe adventiști se împart în două mari categorii. Studii care compară adventiștii cu restul populației și studii care compară diversele subgrupuri de adventiști între ei. Acest al doilea grup de studii poate furniza date importante pentru că permite comparații între cei care au alimentație vegetariană și cei care consumă carne. Iată în continuare câteva dintre cele mai importante roade culese de cercetători după zeci de ani de studii minuțioase. Rata infarctului de miocard este mult mai mică la vegetarieni. Mortalitatea prin cardiopatie ischemică în cadrul grupului de bărbați adventiști cu vârsta între 35 și 54 de ani a fost mai puțin de o treime din mortalitatea înregistrată la bărbați nefumători din populația neadventistă. Acesta este un avantaj extraordinar dacă ținem cont că accidentele coronariene sunt principala cauză de mortalitate și îmbolnăvire în societatea de astăzi. Un studiu făcut pe adventiștii din Norvegia sugerează că mortalitatea prin boli cardiovasculare este cu atât mai scăzută cu cât perioada de conformare la obiceiurile specifice modului de viață adventist este mai lungă. Un alt capitol cercetat în cadrul studiilor pe populația adventistă a fost boala canceroasă. Studiile comparative au arătat că mortalitatea prin boli canceroase la populația adventistă din California este mult mai redusă decât la restul populației. Se știe că acest avantaj se datorează cel puțin parțial faptului că adventiștii sunt nefumători, însă avantajul se menține chiar și atunci când se exclud din studiu fumătorii. Această constatare confirmă beneficiile regimului vegetarian, care oferă un grad însemnat de protecție față de bolile canceroase. Pe baza comparațiilor făcute între adventiștii vegetariani și cei nevegetariani, cercetătorii sunt de părere că un consum redus de carne este asociat cu un risc semnificativ, mai redus față de cancerul de colon, de vezică, de ovar, de pancreas și de prostată. Se pare că atât consumul de carne roșie cât și cel de carne albă constituie un factor important, care mărește riscul de cancer al celor nevegetariani. Studiile comparative au arătat că adventiștii trăiesc mai mulți ani decât restul populației. În medie, speranța de viață a bărbaților adventiști din California este cu 7,28 ani mai mare, iar a femeilor adventiste cu 4,42 ani. Studiile din Olanda și Norvegia au confirmat avantajele similare în ce privește speranța de viață a adventiștilor în comparație cu restul populației din țările respective. Merită subliniat că adventiștii vegetarieni s-au remarcat printr-un spor de longevitate și mai mare decât adventiștii nevegetarieni. Astfel, la bărbații adventiști vegetarieni s-a constatat un plus de 9,5 ani, iar la femei un plus de 6,1 ani.
Experții care au efectuat aceste studii afirmă că adventiști și vegetarieni din California sunt probabil cea mai longevivă populație studiată vreodată în mod științific. Dr. Oberlin de la Universitatea Harvard a afirmat că o astfel de creștere a speranței de viață la vârsta adultă depășește toate creșterile obținute în ultimii 60 de ani în această țară datorată tuturor progreselor făcute în tehnica și cunoștințele medicale, precum și nenumăratelor îmbunătățiri ale mediului în care omul trăiește. Nivelul colesterolului seric este mai scăzut la ovo-lacto-vegetarien decât la restul populației. Nivelul colesterolului seric este și mai scăzut la vegetarienii stricți, care nu consumă niciun fel de produse de origine animală, cum sunt ouăle și laptele. Într-o societate în care obezitatea devine o plagă din ce în ce mai de temut, studiile arată că vegetarienii prezintă valori mai mici ale indicelui de masă corporală și o prevalență relativ redusă a obezității. Valorile tensiunii arteriale ale vegetarienilor sunt ușor scăzute față de ale restului populației. Mai important, vegetarienii prezintă o probabilitate mult mai redusă de a se îmbolnăvi de hipertensiune arterială. Adventiștii vegetarieni prezintă o mai mică probabilitate de a se îmbolnăvi de diabet Sahara, o altă boală cronică a cărei răspândire în țările civilizate este deosebit de alarmantă. Vegetarienii se bucură de beneficii și în ce privește unele boli ale articulațiilor. Astfel, studiile au arătat că prevalența artritei reumatoide este mai mică la vegetarieni decât la cei care consumă și carne. Există date care sugerează că regimul vegetarian ar putea ameliora starea clinică a celor care suferă de artrită reumatoidă. Riscul de osteoartroză pare să fie și el mai mic la adventiști și vegetarieni decât la cei nevegetarieni. Acest avantaj se datorează în mod sigur greutății corporale și mai reduse a vegetarienilor. Dar cercetătorii presupun că regimul vegetarian ar putea avea efecte benefice și datorită îmbunătățirii funcțiilor vasculare. Investițiile uriașe făcute de guverne și eforturile îndelungate ale cercetătorilor nu au fost zadarnice, întrucât au dus la descoperirea unor adevărate comori de informații care pot fi aplicate spre binele întregii omenii. Sidney Katz, un reprezentant oficial al statului canadian, a declarat: am o propunere în ce privește modalitatea de a îmbunătăți starea de sănătate a canadienilor și în același timp de a economisi anual miliarde de dolari datorate cheltuielilor de sănătate. Trebuie să studiem stilul de viață al adventiștilor și apoi să căutăm căi și mijloace de a convinge publicul să-i imite, cel puțin în câteva privințe. Renunțați sau reduceți consumul de carne, adoptați un regim preponderent vegetarian. Există dovezi convingătoare care arată că vegetarianul prezintă un risc de cardiopatie ischemică letală mai mic datorat cel puțin în parte absenții cărnii din alimentația lor. Studiile au evidențiat o asociere semnificativă a consumului de carne cu cancerul de colon și într-o oarecare măsură cu cancerul de prostată, vesică și ovari. Alimentația vegetariană are un efect favorabil asupra greutății corporale, ajută la prevenirea diabetului, a bolii hipertensive și a unor boli cronice articulare. Chiar dacă nu renunțați cu totul la consumul de carne, folosiți mai multe legume, zarzavaturi și fructe. Un regim alimentar diversificat, cu un conținut bogat de legume și fructe, este asociat cu un risc mai scăzut de accidente cardiace și vasculare și rate mai mici ale unor forme de cancer. Consumați frecvent leguminoase și lapte de soia. Consumul frecvent de leguminoase este asociat cu o rată mai scăzută de cancer de pancreas, colon și posibil de prostată. La bărbații care au consumat zilnic lapte de soia s-a observat un risc mult mai redus de cancer de prostată. Consumați zilnic fructe și cu regularitate pătlăgele roșii. Consumul mai frecvent de fructe este asociat cu un risc mult mai mic de cancer de plămâni și într-o oarecare măsură cu un risc scăzut de cancer de prostată, pancreas și ovar. Interesant, consumul mare de roșii ar putea fi un factor protector față de cancerul de prostată și ovar. Consumați zilnic o mică cantitate de nuci. Studiul Sănătății Adventiștilor a furnizat dovezi puternice cu privire la faptul că aportul zilnic de nuci are efect protector față de infarctul miocardic. Înlocuiți pâinea albă cu pâine integrală. Adventiștii care au consumat preferențial pâine integrală au suferit un număr mai mic de infarcte miocardice decât cei care foloseau de regulă pâine albă. Aceste dovezi sunt susținute și de alte studii făcute pe populația neadventistă.
Reduceți ponderea grăsimilor saturate și consumați de preferință grăsimi nesaturate. Grăsimile saturate care provin de regulă din surse animale favorizează creșterea colesterolului seric, în timp ce grăsimile nesaturate, în majoritate de origine vegetală, ajută la scăderea lui. Studiile pe adventiști au confirmat efectul protector față de cardiopatia ischemică al grăsimilor nesaturate și efectul nedorit al grăsimilor saturate și posibil al acizilor gras sub forma trans, cum se întâlnesc de regulă în margarine. Dr. William Roberts, editor al unei prestigioase reviste americane de specialitate, a declarat: dacă banii pe care îi folosim pentru a cumpăra și consuma mușchi de vită, de porc, de pui, de curcan și pește, i-am investi în legume, în fructe și în medicamente hipovitaminante, nivelul nostru de sănătate ar crește vertiginos. Dar noi omorâm animalele și apoi ele ne omoară pe noi. Dr. William Willett, un cercetător renumit la Facultatea de Medicină Harvard,